Două orașe din Suedia și Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui clasament realizat de Agenția de Mediu a Uniunii Europene. 320 de localități au fost monitorizate, iar între ele se regăsesc și trei din România, doar că acestea se află în zona roșie a poluării urbane. Orașul Umeå din Suedia și orașul Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui clasament realizat de Agenția de Mediu a Uniunii Europene. Din totalul de orașe europene verificate, 127 au înregistrat o bună calitate a aerului. 123 au avut o poluare moderată, iar 73 au fost clasificate la capitolul calitate slabă sau foarte slabă a aerului. Clasamentul include date și din București, Brașov, Timișoara și Botoșani. Acesta din urmă este cel mai bine plasat, cu o calitate a aerului considerată moderată. Chiar și așa, Botoșaniul se regăsește pe locul 223 din 323 de orașe, scrie news.ro. Bucureștiul ocupă locul 263. Indicatorul referitor la particulele în suspensie este de 16,4 în condițiile în care orașul de pe prima poziție din clasament are un indicator de 3,7. Timișoara ocupă locul 267, iar Brașovul 273. Cu alte cuvinte, toate aceste trei orașe din România au o calitate slabă a aerului. Clasamentul a acoperit ultimii 2 ani și nu a inclus toate orașele europene din cauza lipsei de date comparabile.